Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. A fost sărbătoare mare astăzi la Colegiul Aurel Vijoli. Zeci de oficialități locale, județene, elevi, profesori, dar și făgărășeni au asistat la slujba de binecuvântare a capelei din incinta instituției de învățământ, oficiată de către înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. De astăzi, elevii au un loc special în care se vor putea reculege înaintea lucrărilor și a tezelor. În primăvara acestui an, la Colegiul Aurel Vijoli a fost amenajată o capelă în incinta instituției de învățământ, atât pentru elevi și profesori, cât și pentru enoriași. Astăzi, aceștia au participat la slujba de binecuvântare, oficiată de către înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Copii speciali, indiferent cum îi numim noi, ei sunt în grija noastră. Ei sunt în răspunderea noastră, dar ei trebuie să fie priviți și în dragostea noastră. De aceea felicităm domnul director și regiunea și școala, conducerea școlii, dar și pe toți posteritorii acestei instituții. Zeci de enoriași, elevi a instituției de învățământ, cadre didactice și oficialități locale au participat la slujbă. O mare bucurie și împlinire pentru conducerea Colegiului Aurel Vijoli, care de mult timp vroia ca această capelă să funcționeze în școală. Este o zi specială, s-a împlinit o dorință mai veche. Azi, împreună cu locuitorii din țara Făgărașului, inaugurăm, târnosim, se spune, capela unității noastre. După 130 de ani, în sfârșit, această unitate școlară își are ceea ce a dorit, ce au dorit. Au dorit elevii, că pentru ei este făcută această capelă, pentru colegii mei. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit să participați alături de noi și prin intermediul dumneavoastră mulțumesc tuturor celor care au fost alături de unitatea școlară și de mine în realizarea acestei sarcini deosebite. Proiectul amenajării unui astfel de lăcaș de cult a fost început încă de acum câteva luni. Astăzi a fost binecuvântată capela cu numele care poartă hramul, de fapt, Sfânta Ecaterina. De ce Sfânta Ecaterina? Pentru că Sfânta Ecaterina a fost o fiică de împărat și a fost o mare învățată pe timpurile respective și a avut și este protectoarea, de fapt, a celor care învață. Cu această ocazie, elevii de la școala specială au pregătit și o expoziție. Această expoziție a fost realizată de elevii școlii speciale sub îndrumarea profesorilor de la școala specială. Cuprinde obiecte din pănuși, hârtie Killing, orășelul nou și vechi, cu din produse reciclabile. Este realizată cu ocazia evenimentului de astăzi. Noi de fiecare dată, la orice eveniment, realizăm fel de fel de expoziție. Depinde de ce temă. Profesorii speră ca această capelă, care poartă hramul Sfintei Ecaterina, să devină un real sprijin moral și sufletesc pentru elevii instituției de învățământ.